De data aceasta începem vlogul după amiază, chiar dacă vedeți aici cafeaua, asta este cafeaua de după amiază, asta pentru că abia ce am terminat o tură de noapte și m-am trezit destul de târziu și este și destul de răcoare afară. Tot în atmosfera de toamnă, pentru că mama este la mine, mi-a pregătit această prăjitură. Este o prăjitură cu prune și uh, miez de nucă măcinat. Prăjitură pe care eu o să o mănânc caldă și voi pune peste ea această înghețată de la Bon Gelati, Bourbon Vanilla, este o înghețată foarte, foarte bună și merge de minune peste această prăjitură caldă care a fost de altfel și delicioasă. Bună dimineața din nou, ultima dimineață în uh, Anglia pentru că urmează să plecăm în uh, Gran Canaria și am zis totuși să-mi beau uh, cafeaua tot într-o atmosferă de toamnă pentru că merg undeva unde va fi vară. Am plecat în jurul orei 11 spre aeroport, am luat avionul din Luton, din Londra, avion care a avut 3 ore întârziere, deși ei pe aplicație spun că întârzierea ar fi fost mai mică, probabil că mint ca să nu ție acea recompensă bănească. După un zbor de 4 ore și jumătate, în sfârșit am văzut pământul, să spun așa. Uh, deja se vedeau luminițele și am reușit să ajungem la cazare în jurul orei 1 noaptea. Dimineață ne-am relaxat pur și simplu, admirând împrejurimile. Aici este un ciorchin super mare de banane. Uh, toată cazarea arată ca o grădină botanică, să-i spun așa. Este un fel de camping cu multe căsuțe și este uimitor cât de multe plante au putut să pună acești oameni și cât de bine arată, ținând cont că ea este o insulă vulcanică, unde na, este doar, doar rocă vulcanică. Din, din punctul meu de vedere, au reușit să facă paradisul acolo unde era aproape imposibil. Și am plecat puțin în recunoașterea orașului. Bună dimineața din nou, de data aceasta luăm micul dejun acasă, am luat aceste croasante, mini croasante de la Mercadona, sunt niște croasante cu cremă de vanilie și cremă de ciocolată și uimitor sunt pline, pline de cremă, deși nu m-aș fi așteptat de la un astfel de croasant, o cafea la filtru pe care am făcut-o acasă pentru că căsuța are în dotare și o bucătărie și Kevin care a vrut uh, macarons, tot de la Mercadona și a fost și acesta, uh, chiar foarte bun au fost. Apoi am plecat în portul Mogan, portul care este de altfel preferatul meu, să-i spun așa, este unul din cele mai frumoase porturi din punctul meu de vedere. Aici era și un rac care stătea la soare, că de ce nu, vremea era atât de bună, toată lumea se relaxa. Pe partea aceasta a portului sunt căsuțele, să-i spun, casele, care sunt practic cumva în munte. Iar cealaltă parte a portului sunt căsuțele de pe malul de pe malul oceanului. Căsuțele acestea mi am plac foarte, foarte mult, iar culoarele dintre căsuțe sunt impresionante. Bunganville e peste tot, absolut peste tot și mi se pare că se potrivește locului. Trandafiri japonezi, palmieri, e absolut superb, e un loc care pe mine mă încarcă de energie bună pentru că este un loc super, super frumos. Aici Kevin căuta floricele și am găsit acest palmier. Din inițial am crezut că sunt nuși de cocos, dar nu erau, nu știu ce sunt alea. Pentru că tot eram în, pe această insulă, am hotărât să mâncăm și niște fructe mai locale, să-i spun așa, deși pe penele era din Valencia, foarte scump din punctul meu de vedere, 3 euro 3 euro și ceva, o bucățică de pepene, dar am cumpărat și fructul dragonului, pentru că nu am mâncat niciodată și eram curioasă, și mango. Mango a fost extrem de bun, dar extrem de bun, iar fructul dragonului mi se, mi se pare că aduce cumva cu pepenele roșu. Uh, un alt platou specific uh, locației pe care l-am uh, mâncat și într-o altă seară am fost pe malul oceanului, nu mi-aduc aminte cum se chema plaja aceasta, dar locația e superbă, pur și simplu ei masa pe malul oceanului. Băieții și-au luat pizza, noi ne-am luat un mușchi de vită cu cartof copt, care a fost și acesta super delicios și mama și-a ales și ea tot o pizza. Apoi s-a înserat și fiind vineri seară, vinerea seara în locația respectivă este un spectacol de flamenco, sper că sunt, spun bine. E absolut superb și cam în fiecare an mergem să îl vedem. Bineînțeles că seara nu mergea fără niște cocktailuri, pentru că într-o astfel de atmosferă, cu muzică bună, cu un spectacol, nu, nu merge fără cocktailuri. Îmi pare rău că nu am putut lăsa muzica de pe fundal pentru că mi-ar fi blocat clipul din cauza copyright-ului, dar aceste fete au fost absolut superbe și au schimbat ținutele în, nu știu, în secunde și schimbau ținutele, pur și simplu spectacolul nu era întrerupt, rămânea tot timpul cineva pe scenă. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că nu au ales dansatoarele neapărat să fie tân, tinere și trase prin inel. După cum vedeți, una dintre ele chiar este mult mai voluptoasă. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult că au o astfel de concepție, iar partea masculină, ați văzut că e un om destul de, e un bărbat destul de matur. Acest lucru mi-a plăcut foarte mult că nu merg pe ideea aceea de tânăr, tras prin inel, nu știu cum să spun, nu mai bun de pus pe reclame, ci merg pe performanțe și pe... Ei, hey, bună! De când, de când am ajuns în vacanță, nu am mai dat ochi cu voi, am mai filmat pe aici, pe acolo, dar am vrut să profit așa de vacanța cu familia și pur și simplu nu... Nu știu, nu am avut chestia aia de a scoate telefonul și de a filma. De pe aici pe acolo am mai pus, pus imagini, mai avem două zile de stat aici și chiar a fost o, o vacanță relaxantă. Bineînțeles că am trecut și pe la Lidl în căutare de parfumuri și o să vă arăt asta într-un clip viitor. Apoi într-o seară am mers în Puerto Rico, în portul Mogan se numește, dar el de fapt este în Puerto Rico. Un alt port care mie îmi place super, super mult. Fântâna asta arteziană în culori, cred că ați mai văzut-o în clipurile mele și tot molul este așezat, nu știu cum să spun, semi-interior, semi-exterior, pentru că nu este nici foarte închis, dar nici foarte deschis. În partea aceea sunt magazinele pe două etaje, iar pe partea asta, la alta, a fântânii, sunt tot felul de restaurante care arată foarte bine cu muntele acela în, în spate. Mi se pare că arată super, super frumos. Atmosfera este una extraordinar de frumoasă și cum se văd casele pe munte, casele luminate de asemenea îmi place la nebunie ca și masă am luat masă la un centru de vacanță Ian și a luat un burger care a fost extraordinar de bun și uh, a luat niște coaste la cuptor cu cartofi copți care și acestea au fost uh, super super bune uh, iar eu cu mama și cu Kevin am ales ceva de la un uh, restaurant american dar uh, bineînțeles că nu ne-a dat pe spate Apoi zborul de întoarcere a avut și el o oră întârziere uh, și nu mai punem la socoteală faptul că aproape mama nu se putea îmbarca din cauza că au vândut mai multe bilete decât ar fi trebuit. Sper că v-a plăcut clipul meu, nu am arătat foarte multe lucruri, dar am profitat de vacanță. Nu uita să-i dai un like și să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o